Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Bună ziua, doamnelor, domnilor, sunt Veronica Cebotar și vă prezint știrile pentru astăzi. Consultanța juridică gratuită a fost oferită membrilor de sindicat din Raionul Drochia. Mai multe detalii aflați în reportajul ce urmează. Membrii de sindicat din Raionul Drochia au beneficiat de consultanță juridică gratis din partea avocatului sindicatelor Mihail Lvovski. Cu probleme din mai multe domenii, oamenii s-au adresat la avocat după ajutor. Este un proiect al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Mergem în toate raioanele în care sunt necesare deci consultații juridice pentru membrii de sindicat. Majoritatea sunt întrebări ce țin domeniul relațiilor de muncă, dar mai puține sunt și întrebări din domeniul civil, din domeniul contractelor, din domeniul succesoral, din domeniul medical, tot în privința concediilor medicale, stabilirea invalidității. Membrii de sindicat prezenți la eveniment au primit răspunsuri la diverse întrebări ce se referă la relațiile de muncă, dar și la alte subiecte de interes larg. Ei susțin că organizarea acestei consultații este una binevenită. Această consultație este foarte binevenită și sperăm să fie de bun augur ca să fim ajutați pe parcurs. În problema și să fie soluționată problema pozitiv. Sigur, măcar o dată lună, fiindcă foarte multe populații s-ar adresa cu problemele de care au nevoie. Consultațiile juridice oferite din partea avocatului sindicatelor din Republica Moldova au avut drept scop de a oferi o mai bună informare salariaților despre drepturile lor, cum să le apere și cum pot organizațiile sindicale să le ofere suport. Care este scopul acestei vizite? În primul rând, pentru a acorda asistență juridică problemelor cu care se confruntă oamenii membri de sindicat din raion. Problemele sunt diferite și în audiență îi se dă răspunsuri privind la problemele care sunt înaintate de fiecare persoană în parte. Astfel de consultații juridice gratuite au fost oferite membrilor de sindicat din mai multe localități din țară, printre care Cimișlia, Hâncești, Ocnița, Căușeni, Comrat și Ștefan Vodă. Două treimi din copii din țara noastră accesează zilnic internetul. Acest lucru s-a demonstrat într-un studiu privind siguranța copiilor pe internet. Mai multe detalii aflați în câteva clipe. În Moldova, 4 din 10 copii cu vârsta sub 10 ani au deja un cont pe rețelele de socializare, iar două treimi dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani accesează zilnic internetul. Datele se conțin într-un studiu privind siguranța copiilor pe internet realizat de Centrul Internațional La Strada. Elevii de la Liceul Teoretic Mircea Eleade din orașul Nisporeni spun că se conectează la internet prin intermediul telefonului mobil. Ei spun că stau pe rețelele de socializare pentru ca să comunice cu prietenii. Eu stau pe rețelele de socializare, după părerea mea, foarte puțin. Stau activ, dar nu navighez pe acestea. Uneori vorbesc cu colegii în tema școlii sau fac prieteni. Sunt de părere că securitatea este impusă de site. Dar dacă este altă tentă de a urmări sau a face rău cuiva, se poate face destul de rapid sau ușor.
De obicei stau foarte puțin timp pe rețelele de socializare, doar când am nevoie, de exemplu, să comunic sau să socializez cu persoane, cu prietenii, când am diferite întrebări. În majoritate nu petrec timpul pentru că nu sunt interesată de celelalte lucruri, pentru că consider că este o pierdere de timp. Referitor cât stau pe rețele de socializare, sunt liceană și mai mult îmi petrec timpul făcându-mi temele. Deseori pot să intru pe rețele de socializare întrebându-mi colegii anumite teme ce nu mi sunt clare, dar în general nu stau mult pe rețele de socializare. După părerea mea, nu este benefic să, ca tineretul din ziua de astăzi să stăie mult pe rețele de socializare, deoarece devin dependenți de a ști mai multă informație. Cu cât stăm mai mult pe internet, cu atât interesul nostru este mai mare de a afla ce se întâmplă în lume, de a afla mai multe informații despre anumite persoane. Părinții recunosc faptul că cei mici petrec prea mult timp pe internet. Nu e corect asta. Ei trebuie să cunoască și lucrurile astea, dar într-o limită oricare. Vreau zic că ei trebuie să duc și ei educația chiar și la biserică, că e o dreptate și e un adevăr, la o bibliotecă, să ducă la un carosel, la o să știți să iasă, să nu șadă izolați. Asta se înseamnă că când e izolat, dacă el șade 3-4 ceasuri de vreme, numai pe tableta aceea, ori pe computer, ori pe telefon. Așa. Poate să-i controleze părinții, dar facă, dar omul care el e sănătos, am în vedere, e vigoare, se duce la lucruri în toată vremea, e ocupat cu ceva, ori cu lucrurile de acasă, ori cu lucrurile în societate, mai scurt, e ocupat, n-are cu ei se ocupă de capul lor. Am și eu copil și clar nu este bine. Influențați în la sănătate, în primul rând, nu știu, nu-i dai voi asta. Nu e numai decât, dar dacă sunt variante, care au intenții bune, lasă-i să intre. Care nu, nu numai decât. Potrivit cercetării, unul dintre cele mai riscante comportamente ale copiilor pe online este transmiterea imaginilor foto și video intime. Aproape 82% dintre copii au transmis pe parcursul ultimilor 12 luni prin intermediul internetului diverse mesaje, fotografii sau înregistrări video. Dintre aceștia, fiecare al cincelea adolescent de 14-15 ani a primit pe internet fotografii, înregistrări video cu conținut sexual, iar la 16,8% li s-au solicitat astfel de lucruri. Datele cercetării mai atestă că adolescentul care a primit astfel de informații nu a avut doar o singură experiență de acest fel. Studiul Siguranța copiilor pe internet a fost realizat pe un eșantion de 1450 de copii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani. Marja de eroare este de 2,5%. Aproximativ 15.000 de fetițe cu vârsta de 10 ani vor fi vaccinate gratis împotriva virusului papiloma uman, care provoacă cancerul de col uterin. Mai multe detalii la subiectul dat aflați în câteva clipe. Cazurile de cancer de col uterin cresc de la o zi la alta, iar boala nu cruță pe nimeni, afirmă medicul ginecolog, șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor, Eudochia Mârza. Republica Moldova se alătură celor 33 de țări din Europa și celor 74 de țări din întreaga lume în introducerea acestui vaccin. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca vaccinul să fie introdus în programele de vaccinare în toate țările. Pentru ca fetițele să fie vaccinate, ele vor trebui să fie examinate doar de medicul de familie. În Europa, în țările dezvoltate europene, în Statele Unite, în Canada, în Japonia, în Australia, de mult se petrece vaccinarea specifică, adică vaccinarea împotriva papilomavirusului. Aceste vaccinări se practică și în Moldova. Din anul 2017 se petrece vaccinarea gratuită a fetelor de 10 anișori. E principalul ca părinții să înțeleagă că este necesar această vaccinare. Rezultatul acestei vaccinări se va simți peste 20-30 de ani, atunci când femeile se îmbolnăvesc de acest cancer. Și iată, atunci se va simți scăderea
considerabilă a ratei cu cancerul de col. Centrele de sănătate din Căușeni au primit deja vaccinul, iar la nivel de raion vor beneficia de imunizare în jur de 1000 de fetițe. Eficacitatea este undeva maximală până la 15 ani, deci vârsta care femeile se îmbolnăvesc de cancerul colului uterin este anume vârsta fertilă, până la 45-50 de ani, și se întâlnește mai des la femeile care au mai mulți parteneri sexuali. Dovezile recente denotă că persoanele vaccinate cu 10 ani în urmă continuă să se prezinte o protecție completă împotriva tipului de virus. Și se consideră că protecția va fi prezentă timp de mai multe decenii după vaccinare. Așa că noi socotim că este binevenită și mai ales cu toată situația cu cancerul colului uterin. Este... Organizația Mondială recomandă ca imunizarea să aibă loc până la începerea vieții sexuale. Plăcerea în stadiile 1-2 precoce ar putea fi în principiu efectuată și prin colposcopie, adică deci examinarea prin video, examinarea colului uterin. Acest fapt deja poate fi efectuat inclusiv și la centrul nostru, adică în Căușeni avem specialiști care pot efectua acest fapt. Plus efectuarea ultrasonografiei transvaginale, cât și în cazul când stadiile mai avansate, deja cred că putem procede și la tomografie când apreciem cât de tare este deja invazia în bazinul mic a acestei patologii, spunem așa, nemiloase. Locuitorii raionului au păreri împărțite despre administrarea vaccinului contra cancerului de col uterin, în timp ce unii spun că mamele trebuie să-și vaccineze copiii, alții afirmă că au rezerve în privința acestuia. Foarte repede se începe sexualitatea asta, viața sexuală și nu are nimeni nicio răspundere, nici bărbatul, nici partea feminină. Și dacă ei sunt cointeresați și știu să informați la timp, ei trec toate greutățile. La noi mama a murit de cancer la piept și eu cred că ar trebui să spui împotriva cancerului la copii. Eu cred că da. La surorile mele le-au pus la școală, ți-au venit și le-au pus le. Dat acordul la tată, eu și le-am pus vaccina. Eu socot că părinții trebuie să fie cointeresați pentru așa ceva, fiindcă dacă este așa posibilitate, de ce să nu se folosească de momentul care de la Ministerul de Echip, de la Spital, de la Ministerul Sănătății, de propun această ieșire, asta e socot, ieșirea din situație cea mai convenabilă. Cam lumea, cred că în ziua de azi, mai tem de vaccin. Pentru că chiar multe cazuri se întâmplă, că vaccinează, după asta apare o problemă și copiii se îmbolnăvesc sau ceva de genul. Fetele, da, m-am vaccinat, că ele sunt la Italia. Adică în Europa se vaccinează practic obligat? Da, da. Eduarda Neste susține că înainte de administrarea sa, vaccinul este foarte minuțios testat. La ora actuală el se administrează în majoritatea statelor lumii, iar cetățenii raionului Căușeni nu ar trebui să-și facă griji în privința eficacității acestuia. În primul rând este primul vaccin oncologic. Adică este un vaccin testat în Statele Unite ale Americii, care se utilizează și în Europa și în Statele Unite ale Americii. Nu știu, credeți-mă că pe acolo este foarte strict cu toate momentele, că ar putea da ceva reacție, n-ar putea da ceva. Acolo se testează la nivel de 10.000 de oameni. Adică noi când vorbim mare parte pe rețele socializare sau univa, că a fost un caz, nu știu ce, adică cazul acela, în primul rând, nu este elucidat că cauza ar putea fi un vaccin, că de multe ori, noi vrem așa să credem sau trebuie cumva să găsim pe cineva care este vinovat, da, și să ne gândim, aia totuși vaccinul este divină. Vă reamintim că Alianța Globală a oferit gratuit Republicii Moldova lotul de vaccinuri, însă ulterior, pentru perioada 2019-2025, țara noastră va cumpăra aceste preparate la prețuri reduse prin intermediul UNICEF. Potrivit statisticilor, în țara noastră, zilnic o femeie este diagnosticată cu cancer de col uterin, iar la fiecare două zile una dintre ele decedează. În ultimii 5 ani, peste 1500 de femei s-au îmbolnăvit de cancer de col uterin, iar peste 1000 și-au pierdut viața.
Poporul american ne oferă 11,2 milioane de dolari pentru ca produsele moldovenești să ajungă și să se afirme pe piețe internaționale mai largi și mai dinamice. Asta în cadrul programului USAID pentru reforme structurale în Moldova, care sprijină integrarea continuă a țării noastre în sistemele regionale și mondiale de comerț. Ceremonia de lansare oficială a programului s-a desfășurat în această săptămână la Chișinău. Prin acest nou proiect, SUA este în continuare alături de cei care promovează reformele economice în Moldova, precum se întâmplă din 1992, în totul ce ține de fortificare relațiilor economice cu Europa și alinierea strictă la cerințele integrării europene, precum combaterea corupției, asigurarea transparenței și a bunei guvernare a instituțiilor de stat. Programul ne va permite să prioritizăm reformele din sectorul transporturilor și logisticii din Republica Moldova. Programul, de asemenea, poate oferi sprijin și pentru promovarea reformelor în îmbunătățirea mediului de afaceri. În același timp, este foarte importantă contribuția la îmbunătățirea poziționării Republicii Moldova în clasamentele internaționale ca destinație pentru investitorii străini. Programul va ajuta Republica Moldova să-și realizeze angajamentele asumate în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Obiectivele pornesc de la simplificarea condițiilor legale și de reglementare în vederea stimulării capacității întreprinderilor de a se dezvolta și de a inova și până la raționalizarea canalelor de facilitare a comerțului și logisticii aferente. I think we're going to see tremendous changes in terms of lowering transaction times for business, lowering costs of doing business, particularly for import and export. And I think we're going to see Moldova take great strides in improving its rankings globally for the competitiveness of its economy and the ease of doing business here. Pe parcursul a 4 ani de implementare a programului, inițiatorii acestuia își propun să îmbunătățească mediul de afaceri și comerț din țara noastră prin sprijinul acordat instituțiilor guvernamentale de la noi și sectorului privat, în implementarea mecanismelor de liberalizare a comerțului, adoptarea reformelor structurale și de stimulare a afacerilor, precum și îmbunătățirea comunicării strategice dintre actorii sectorului privat și public. Sperăm că asigurarea dialogului public-privat, creșterea capacităților asociațiilor de business, prin comunicarea strategică, informarea IMM-urilor despre drepturile lor și oportunitățile care sunt în calea lor, împreună vom reuși să avem rezultate frumoase peste 4 ani. Comunitatea de business are nevoie de reforme, are nevoie de reforme care să fie concepute cu participarea a tuturor părților interesate. Pentru astfel de reforme vom pleda, dar atenție, ne dorim foarte mult ca aceste reforme, deși inspirate din cele mai bune practici internaționale, întotdeauna să țină cont și de contextul național. Programul pentru reforme structurale în Moldova va avea un impact evident și asupra luptei cu fenomenul corupției, contribuind la sporirea transparenței, precum și la dezvoltarea unor sisteme de guvernare electronică. Acestea au fost cele mai importante subiecte pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, toate cele bune!